Soare a ținut neapărat să discutăm despre acest subiect, transportul naval în Cotro. Ce anume v-a atras atenția în mod deosebit? Vă spun că astăzi suntem în sărbătorim educația, competențele, pregătirea profesională. Am asistat cu dezamăgire profundă la organizarea acestei întâlniri a Comisiei de Transporturi a Parlamentului României, în care un piteștean, înțeleg, reprezentant al Ministerului Transporturilor, fix pe acest domeniu naval, a tratat cu cel mai mare dispreț o temă pentru care a venit să rezolve problemele celor care lucrează în acest domeniu. Au fost puse întrebări de către specialiști în domeniu legate de acest domeniu pe care dumnealui îl răspunde la nivelul ministerului. Tema era pe rutieră. Tema era pe rutieră, transportul naval. Dumnealui are aceste responsabilități pe zona transportului naval și nu vine să cred că, pe de o parte, Argeșul are atât de multe proiecte de infrastructură, iar astfel de oameni care au aceste funcții la nivelul ministerului nu știu, nu se pricep, nu știu să răspundă la niște întrebări simple care țin de acest domeniu și nu numai că nu știu nimic despre acest domeniu, nici măcar nu au dorința de a învăța, de a se pregăti, și am văzut o atitudine pur și simplu de dispreț, zeflemitoare la tot ceea ce înseamnă preocupările specialiștilor din acest domeniu care suferă și care vin cu întrebări legitime. Și din acest motiv, vă spun sincer, Forța Dreptei Argeș cere demisia imediată a acestui secretar de stat care răspunde de transporturi, care nu știe nimic, care tratează cu dispreț toate proiectele și toate întrebările celor care lucrează în acest domeniu și care doar s-a cocoțat pe o funcție publică și care va împiedica practic dezvoltarea proiectului de infrastructură în județul Argeș, pentru care noi ne-am luptat atât de mult, și vedem că din cauza acestor oameni care n-au nicio competență de specialitate, nicio competență profesională pentru domeniile pentru care sunt acolo puși, Forța Dreptei Argeș cere demisia acestei persoane și înlocuirea cu persoane competente care sunt în stare măcar să răspundă la niște întrebări simple ale unor specialiști din aceste domenii.